Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sub semnul întrebării. E foarte multă emoție și în România și în întreaga lume, evident, după ceea ce s-a întâmplat în Israel. De zeci de ore se discută despre ce s-a întâmplat acolo. Rămâne în continuare o foarte mare întrebare fără răspuns. Cum de a fost posibil așa ceva? De aici încolo, sigur, apar alte întrebări legate de consecințele acestui atac. Dar vă propun să încercăm astăzi, judecând lucrurile la rece, cât se poate de calm și cu multă atenție, să încercăm să disecăm puțin firul evenimentelor și să încercăm să înțelegem împreună ce s-a întâmplat. Invitați în platoul emisiunii sunt jurnalistul Liviu Mihai, salut, bine ai venit, Liviu, și avocatul Gheorghe Piperea, salut, Gigi Piperea, bine ai venit în emisiunea Sub semnul întrebării. Te-ai ocupat foarte mult în ultimele zeci de ore de această situație din Israel și am văzut că ai și postat pe pagina de Facebook mai multe comentarii. Unele dintre ele foarte consistente în legătură cu ce s-a întâmplat acolo. Dar aș vrea să înțelegem pentru început, din punctul tău de vedere, cum a fost posibil un astfel de eveniment. Eu mă mir că ai ajuns să citești. În ultima vreme sunt cam mulți dintre voi de altfel, cam mulți dintre noi de altfel, sunt shadow banat, așa se numește, adică sunt conținut nerecomandat, adică sunt la I6. Bine că am ajuns la I18. Și chiar mă mir că ai citit, dar mulțumesc pentru asta. Categoric n-am un răspuns, n-am decât niște intuiții sau poate că am niște întrebări care chiar agravează dilema, pentru că, de exemplu, găsesc niște similitudini cu situația în care ne aflăm noi acum. Nu e așa că de ani de zile, de când durează, de exemplu, războiul ăsta din Ucraina și ai noștri politicieni din establishment bagă bățul prin gard, doar ne vedea și pe noi Putin ca să ne bage în seamă. Nu e așa că ni se spune avem sistemul de rachete Patriot, nu avem niciun fel de probleme, avem articolul 15 din tratatul NATO, nu avem niciun fel de probleme. Observi însă că un sistem la un nivel tehnologic mult mai ridicat, mult mai nou, Iron Dome, care este cel mai lăudat din lume, la un moment dat se discuta să fie exportat în totalitate de Ucraina, s-a opus Netanyahu. Iată că a dat un rateu de aproape 10%, dacă am înțeles eu bine. Au fost 5.000 de rachete. Și asta este o întrebare. De unde au fost luate acele rachete? Din care 500 se pare că au străpuns cupola de fier. Dacă este așa în privința acestui sistem ultra sofisticat, și nu am nicio ironie aici în glas, ultra sofisticat, oare ce s-o putea întâmpla cu sistemul de rachete antirachetă Patriot, pe care noi am dat vreo 6 miliarde de dolari și care am înțeles nici până acum nu este complet. Dar răspunsurile pe care pot să le dau eu sunt maxim două și nu sunt răspunsuri, sunt doar niște. Dar avem la intuiții. Graniță, stai puțin, noi vreun Hamas de care să ne temem? Hamas aici n-a mai fost o organizație teroristă. Adică oricât de, cum să-i spun, în training, oricât de pe scutere, oricât de cu parapanta, oricât de, cum să-i spun, primitivi au fost din punctul de vedere al dotării, organizarea a fost absolutamente matematică. Adică fie n-au făcut-o ei, a făcut-o altcineva pentru ei, de exemplu Iranul, cum se tot sugerează, fie au făcut-o ca la carte, într-o asemenea manieră, încât au putut să dea jos și sistemul acela digital, au putut să treacă și prin zidul acela care a costat $1 miliard, by the way, și inclusiv au inventat atacul terorist cu parapanta. E categoric că asta se va mai întâmpla de acum încolo. Deci, ăla n-a mai fost un sistem. Rectific, un atac terorist al unor teroriști din ăștia scăpătați. A fost o chestie de război. Dar războiul este la doi pași de noi. Este la doi pași de noi. Dacă se întâmplă ca Rusia să câștige războiul cu Ucraina, nu putem decât să sperăm că se oprește aici cu pretențiile teritoriale și nu vine un pic mai încoace, mai către România. La asta, despre asta vorbesc. Bun. Ce cred eu că s-a putut întâmpla? Dar, repet, nu sunt răspunsuri, sunt intuiții. Dom'le, spune Trump și spune Elon Musk, da?
Deci poate să verifice toți fact-checkerii posibil ca să vadă că asta este realitatea. E plin X-ul de aceste afirmații și aceste comentarii, că în urmă cu ceva timp, scurt, nu mult, domnul Biden a luat decizia progresistă să facă pace cumva, cel puțin temporar, cu Iran. Și vreo 6 miliarde de dolari care erau înghețați de americani au fost dintr-o dată disponibilizați. Trump se întreabă, nu cumva, bineînțeles că acest atac a fost mult mai scump de 6 miliarde de dolari, dar nu cumva din acești 6 miliarde de dolari iranienii au putut să financeze cumpărarea celor 5.000 de rachete sau, mă rog, asamblarea celor 5.000 de rachete și instruirea acestor teroriști Hamas? Bine, nu cumva deci vine? Ce rachete sunt? De unde au fost aceste rachete? E, și asta este o foarte mare problemă. Și a Gaza. Adică este o grămadă de și asta este o mare problemă, pentru că tot pe X, asta fac o scurtă paranteză, tot pe X astăzi este o adevărată nebunie declanșată de o întrebare care s-a pus într-un ziar ceva cu Post la sfârșit, nu e nici New York Post, nici Washington Post, este ceva de genul ăsta, nu mai aduc aminte exact cum se numește, dar e o adevărată nebunie, sunt milioane de vizualizări. S-a pus următoarea întrebare, nu cumva aceste rachete sau părți dintre ele provin din Ucraina? Da. Sau provin din Afganistan? Da. Pentru că, dacă îți mai aduci aminte, sunt întrebări legitime, în 2021, când s-a retras în mod rușinos Biden din Afganistan, a lăsat acolo o, cum se spun, o întreagă armată, pur și simplu. Da, un depozit de armament. Exact. Da. Și astea sunt niște întrebări, cum să spun, nu doar intuitive, legitime. Un al doilea motiv este că, domnule, tehnologia asta, oricât ar fi de sofisticată, nu poate să se pună cu imprevizibilitatea acțiunilor umane. Eu nu înțeleg cum de nu s-a înțeles acest lucru din propria istorie de către israelieni. Există o poveste biblică unde șeful, liderul, cel mai puternic lider al unei armate cu care se luptau evreii, Goliat se numea, dacă îți mai aduce aminte, chiar dacă era cel mai puternic, cel mai înarmat, cel mai, cum să-i spun, plin de armură și cel luptă, mai puternic, era luptătorul prin definiție, da, a fost dobărât cu o praștie, cu o piatră care l-a lovit fix în frunte. Se pare că acest lucru, și mai este încă o chestiune și mă opresc cu aici, se pare că acest gen de atacuri sunt exclusiv simbolice, sunt exclusiv biblice, deci evreii au fost atacați, unul, în perioada de sărbătoare care se numește Socot, dacă nu mă înșel, Sacat sau da, Socot, ceva de genul acesta. E o sărbătoare care durează vreo săptămână. Da. Ies din casă și stau în niște corturi ca să sărbătorească trecerea prin Egipt și doi de 50 de ani de la aniversarea așa numitului război de 6 zile de Yom Kippur. Deci, două simboluri care pentru Israel erau sacre și care au fost făcute praf în momentul de față. Deci este o chestiune care a fost țintită de foarte multă vreme și din punctul acesta de vedere, într-adevăr, mă întorc la întrebarea ta. Cum Dumnezeu de s-a putut întâmpla așa ceva cu cel mai sofisticat sistem de servicii secrete din lume? Sunt cumva bucuros că astăzi este în platou Liviu Mihai și dintr-un alt motiv, altul decât acela că e invitat în platou, este martor direct al, mă rog, a văzut lucrurile din Palestina, da? Deci ai fost în vizită acolo, dar nu ca turist, înțeleg, chiar ai a fost mai mult o 20 vizită. De jurnaliști, da, au fost în Palestina, da, și în deci sunt 20 de jurnaliști 20. Din România care au fost și au văzut de mai multe ori și jurnaliști foarte buni de top. Nu că nu i-am văzut vorbim prea mult în această perioadă. Și ca Andrei Crăciun, și au fost o gașcă foarte. În fine, deci am văzut puțin. Oreste, cred că a fost șef. E un fel de Sfântul Graal al jurnalismului și al politicilor internaționale, al geopoliticii mondiale. Cine rezolvă acest nod gordian. Să mergi în Palestina. Da, s-a mai luat premiul Nobel pentru chestia asta. Știi foarte bine că și Itzhak Rabin și Yasser Arafat au luat premiul Nobel când au încercat să facă pace. După cum bine știi, Itzhak Rabin a murit și asasinat și Yasser Arafat și el la scurt timp, unele zvonuri spunându-se chiar din sânul familiei că a asasinat. Deci ce vreau să spun e că în istoria asta arabo-israeliană, lucrurile sunt atât de complicate. Bine.
Asta o știm, de, da. De într-un, hai să zicem, joc de domino în care niciodată nu știi ce a fost trigger, ce a fost plan, ce a fost false flag, ce a fost Pearl Harbor în chestia asta. Dacă citești presa de opoziție israeliană, ai să vezi lucruri foarte interesante. Apropo de faptul că dar tău, vreau să dă-mi așa un scurt răspuns la o întrebare. Cu ce impresie ai plecat după vizita acolo, în teritoriile Palestinei? Băi, eu am plecat cu o impresie destul de, hai să spunem, impresionantă și impresionabilă. Pentru că e foarte greu să dai tu un verdict după ce ai stat 14 zile în Palestina și Israel. Într-o chestiune care durează de peste 80 de ani. Concluzia care e așa? Și ei au dreptate, și ei au dreptate, nu, fiecare cu dreptatea lui. Israelul care este acuzat de o foarte mare parte a Europei și chiar de voci din Statele Unite că practică un tip de apartheid asupra Palestinei, că înțelegerea inițială din 47 a fost încălcată și acum 80 și ceva la sută din teritoriul palestinian se află în mâinile israelienilor. 80% din apa palestinilor se află în mâinile israelienilor. Dacă știi puțină politica și istoria acestei regiuni, lucrurile nu mai sunt cum se dau la televizor. Asta vreau să zic. Adică nu pot să... Dacă știm istoria lui Bibi Netanyahu, care pleacă, nu-i așa, cu una dintre cele mai mari bombe, este unul dintre cei acuzați de cautor moral ai asasinării lui Itzhak Rabin, făcută în niște presiuni și mișcări de stradă care nu s-a mai întâmplat seara. Acum Israelul a fost timp de luni de zile sub o presiune de stradă de milioane de oameni, unici în istoria politicii israeliene au ieșit pe stradă. Deci Israelul era, dacă știi, fierbea. Da. Acum, cine a avut nevoie de războiul ăsta și cine e? Adică stai că asta o tot aud la un moment dat și aș vrea să vă provoc să discutăm un pic despre chestiunea asta. Sunt voci care spun așa, era nevoie, aveau nevoie mai mulți, să zicem, Bibi Netanyahu. Bibi avea mare nevoie de un la cât de contestat. Deci, în momentul de față, puterea și opoziția în Israel, ca să înțelegem, au bătut palma pentru un guvern cumva de Uniune Națională. Deci sunt forțați de ce? Deci s-a terminat cu orice fel de manifestații de stradă. Politicienii s-au adunat într-o singură într-un partid mare. 11 septembrie. Exact, e 11 septembrie. 11 adică septembrie. Nimeni nu... Asta e 11 septembrie al Israelului. Bun, așa a și spus șeful statului major al armatei israeliene. Ce vreau să spun aici este că am început să sesizez în toate aceste mișcări, îmi pare rău că o spun, și nu o spun ca și când aș fi eu cine știe ce înțelept, dar văd acest mecanism repetitiv, se repetă, se clonează peste tot, că este un joc de a dușmanul și salvatorul. Când dușmanul începe să fie frecventabil sau începe să fie ambigu, eventual astăzi e câine, pâine, poimine, pisică, peste două săptămâni femeie, începe să slăbească rolul salvatorului. Și din punctul acesta de vedere apare criza, care e naturală sau este inventată. Și din criză, bineînțeles că apare din nou un dușman și un salvator. Care salvator e, după caz acolo, chiar dacă este vinovat de o grămadă de lucruri, sau se inventează, sau se inventează pe loc. Vreți exemplu? Vă dau exemplu. În momentul în care Madame von der Leyen era sub tirurile Parlamentului European, sub tirurile parchetului european, mă rog, nu era chiar așa, erau niște gloanțe oarbe trimise de Madame Kövesi, sub tirurile presei internaționale, pentru că schimbase acele SMS-uri cu șeful de la Pfizer, din care rezulta, schimbul din care rezulta foarte clar că părea un trafic de influență acolo, ghici ce s-a întâmplat, ca prin minune, războiul din Ucraina și toată lumea aproape că a uitat de acest lucru. A doua chestiune. Când Netanyahu, care nu știu ce să spun, eu nu sunt un fan al lui Netanyahu, dar
reprezintă totuși un reper de stabilitate pentru Israel. Foarte greu să fii fanul cuiva din politica israeliană. Exact. Părea că este pur și simplu doborât de milionul de oameni din stradă, că, by the way, nu e vorba numai de un milion de oameni obișnuiți și în stradă. Și pandemie au fost manifestații foarte mari. Au fost milioane de oameni în stradă, iar alături de ei au fost judecători de la Curtea de Casație, da. Alături de ei au fost polițiști, alături de ei au fost ofițeri din armată și, culmea, alături de ei au fost membri în serviciile secrete. Lucru care, într-adevăr, cred că nu s-a întâmplat în 82 de ani de istorie a Israelului. Am închis paranteză. Este evident că acest război profită cuiva. Da. Și acest război pare că profită, deși o să aibă foarte mari probleme, inclusiv lui Biden. Pentru că Biden, Robert Lucescu, nu ți-e, cu siguranță nu ai uitat acest lucru, a trecut, cum să-i spun, la mustață față de colapsul bugetului american, pentru că cu o secundă înainte de final, în Congres s-a adoptat acel buget. Buget care nu mai prevede prea mulți bani pentru armată, nu mai prevede bani pentru Ucraina și așa mai departe. Da. Ei bine, ghici ce? Acum lucrurile vor fi cât se poate de simplu, de simple. Netanyahu chiar a și trimis cereri, că asta este o știre după părerea mea, a trimis deja cereri, dați-ne suficiente rachete anti-rachetă ca să reumplem stocul, pentru că la cele 5.000 de rachete trase de Hamas, noi am răspuns cu 5.000, 10.000, 20.000 de rachete. E o declarație atât, vă citesc foarte rapid, făcută, indexată de agenția France Press, o declarație a lui Benjamin Netanyahu, care spune cu ce se va confrunta Hamas va fi dur și teribil. Vom schimba Orientul Mijlociu. E declarația lui Bibi Netanyahu după... Da, e un pic cam exagerată. Da. Termin imediat. Termin imediat și este și foarte periculos ce spune. Termin imediat. Mie mi se pare că cel mai grav lucru care se întâmplă pentru Europa este că, unu, cele mai grave două lucruri. Unu, Europa va fi probabil lăsată singură în postura de finanțator de ultimă instanță a Ucrainei, pentru că în momentul în care discutăm, America se va concentra pe Israel. Nu știu cât de mulți bani va băga acolo, în orice caz în fiecare an finanțează cu 10 miliarde de dolari armata israeliană, în fiecare an. Dar este clar că se va concentra pe Israel și în consecință finanțarea și armamentul și așa mai departe o să mai înghețe un pic către ucrainieni, de unde concluzia că cine să-i mai suporte pe ucrainieni? Europenii, începând cu România, că mâine domnul Zelenski este aici și probabil că va discuta și această chestiune. Al doilea lucru, mult mai grav decât ăsta, o să fie represalii acestea foarte dure de care vorbește Liviu Mihai, să schimbe Orientul Mijlociu, de care vorbești tu, dar spune Bibi Netanyahu. Și asta înseamnă că vor fi extrem de multe răzbunări și de o parte și de alta, iar teroriștii din Hamas, ca de altfel mai toți, dar mai ales să știa, urmează să se răzbune ghici pe cine, nu neapărat pe Israel, că acolo sunt ei între ei. Te gândești la atentate teroriste? Se răzbună pe cei care, statele din Europa care îi susțin pe israelieni. Asta ar fi îngrozitor. Iar asta înseamnă Uniunea Europeană. Iar asta înseamnă orașele din Uniunea Europeană. Trebuie să admitem că sunt niște ani, nu puțini, destul de mulți, de când, slavă Domnului, n-au mai fost atentate teroriste. Deja era o chestiune, cum să zic, nu cred că vom avea un Crăciun foarte, foarte liniștit. Sper aduce aminte, să n-ai desigur. Dreptate. Nu, sper. Da, Doamne, sper ajută să am dreptate, exact, dar da. Se aduce aminte că au fost niște târguri de Crăciun care au fost organizate în mod ciudat, în așa fel încât să nu mai intre aia cu camionul să omoare oameni acolo. Da. Da. Liviu, te rog. Cine știe pe Bibi Netanyahu în cei peste 12 ani de guvernare pe care are în istoria politică a Israelului, știe un singur lucru. Nimic nu e imposibil cu Bibi Netanyahu. Adică, sau orice e este posibil. Bine, este are și toate, are toate motivele. După părerea mea, e unul dintre cei care au fost cei mai agresivi lideri israelieni la adresa Iranului. Își dorește propriul său război. Da, a făcut război. Și un lucru bun. A făcut și un lucru bun. A distrus baza de unde se presupunea că iranienii își vor face o armă nucleară. Nucleară, da.
Și este probabil unul dintre autorii unui nou război care n-are cum să nu fie în legătură cu ceea ce se întâmplă, cum zicea Gheorghe Pipera, în Statele Unite. Adică lucrurile astea sunt gândite împreună, să nu aveți impresia că sunt lăsate la voia întâmplării. Impactul acestui război că am uitat cine mai SUA. Am uitat cine mai beneficiază, oameni buni. Tu întrebai, Robert, ce să zic cine beneficiază. Un pic. Vreau să zic o secție. Să nu uiți, am spus. Istoria nu vreau să uit. Și presa izraeliană ce scrie în chestiunea asta. Acum, una din acuzațiile presei de opoziție izraeliene este că Bibi Netanyahu a mărit și a întreținut Hamasul ca fiind o parte de opoziția puterii politice a lui Abbas Fatahu, care e partea politică și care se află în opoziție cu Hamasul, da, tocmai ca să poată să-l folosească Hamasul crescându-l și împotriva puterii politice. Scrie și asta la comandă uneori. Cine știe Israelul bine, în Israel nu intră niciun fel de vrabie fără să fie scanat. Deci Israelul este cel mai militarizat stat din lume. Nimic stai din... Și atunci să știu cu subiect și predicat. Crede-mă. Cum a fost posibil? Eu nu cred că a fost posibil. Așa. Fără ca Hamasul să știe acest lucru. Hamasul are oameni, Mossadul are oameni în Hamas. Așa. Nimic din ceea deci ce tu spui, face Hamas. Stai puțin că ajungem la o nebunie. Nu. Stai. Repet, ajungem la o nebunie. Nu. Ce? Mossadul a fost de acord ca Hamasul să intre pe teritoriul israelian și să ucidă sute de israelieni? Eu cred că s-a pare o demență. Nimic nu este, băi, nu eu cred că doar s-a pierdut control. Sub Bibi Netanyahu, crede-mă, dacă știi istoria politică de la asasinarea lui Itzhak Rabin. Poate că au avut o chestiune în gând și că le-a, au scăpat lucrurile de sub control. Au vrut de mă, Israelul este o țară greu de dibuit politic și cu culise. Dacă nu te uiți la patternurile care se repetă peste tot în lume, nu uitați un lucru, vă mai aduceți aminte de generalul SRI, care nici acum nu e băgat în pușcărie pentru afirmațiile astea și nici întrebat în Parlament pentru afirmațiile astea, Anton Rog. Da. Care spunea că el păi, a zis. Bine, dar are legătură cu Israelul. A zis nu, ce e acolo. Stați o secundă. Stați care. El vorbea așa despre tehnici de manipulare prin digital, de tehnici de canalizare a voinței. Ei bine, eu cred că Netanyahu s-a jucat cu aceste lucruri. Dar mult mai deștept și mult mai, cum să-i spun, echilibrat decât ar putea să o facă acest în domn ce sens? Rog. În sensul că a manipulat pe ăștia de la Hamas? În sensul că i-a manipulat pe ăștia păi de la Hamas. Păi electric de arăminte, cu ce se manipulează? O secundă, cum să nu? Ultima dată i-au sunat cu 24 de ore înainte să iasă din clădire. E cum să nu aibă? Păi da, deci, cum crezi că au străpunsei Iron Dome? Iron Dome nu este numai un sistem de rachetă. Iron Dome este un sistem digital. Cum nu să nu? Ce, cum este și Hamas este dușmanul de viață, dușmanul de viață pentru Hamasul este, pentru că Hamasul este sunit, în timp ce Hezbollah este șiit. Ei sunt dușmani, sunt adversari. Deci, ținut... Stai puțin că acolo, cum să spun, în fâșia Gaza nu este vreun Silicon Valley, da? Ăia sunt, repet, acolo e evul mediu la un moment dat. Dacă, două milioane de oameni care trăiesc pe un teritoriu de 40 ceva de kilometri pe 10 kilometri. Este un serial pe Netflix care îți explică toate lucrurile astea. Ce vreau să spun, da, la ăla mă refer. Ce vreau să spun este că pe granița asta foarte, foarte strâmtă între ce e posibil să faci și ce e imposibil și e interzis să faci, probabil că s-a alunecat. Pentru că, repet, în momentul de față, Hamas, care era dușman de viață cu Hezbollah, în momentul de față sunt nu doar susținuți de Iran, care este șiit, bineînțeles, dar sunt și în alianță cu Hezbollah, să lovesc unii din nord și ceilalți din sud. Ce vreau să mai spun aici? Tehnicile acestea de manipulare prin digital s-ar putea să fi fost duse la o asemenea intensitate, încât la un moment dat nu s-a mai putut păstra controlul. Și dacă nu s-a mai putut păstra controlul, iată, s-a ajuns ca cel mai sofisticat sistem de urmărire și de spionare, inclusiv ai propriilor cetățeni, să se ducă pe apa Sâmbetei sau a Iordanului, da? Pentru că a venit cineva cu îmbrăcat în training, pe un scooter,
eventual cu parapanta și a rupt tot acest echilibru al serviciilor secrete izraeliene. Raportul de forță între Israel și vreuna din organizațiile teroriste din jurul Iranului și Palestinei, gen Hamasul, care e în opoziție cu Fatah, cu partea politică, este ca și când un cartierul Colintina ar ataca armata română. Cam ăsta e raportul de forță. Bună. Adică eu, din câte politică știu eu din acest conflict, atât pot să-ți spun și n-am nicio îndoială că ceea ce spun poate fi adevărat. Fără ca Israelul să știe, Hamasul nu ar fi putut ataca cum a făcut-o în statul cel mai militarizat din lume. Să nu uităm de Rusia, totuși. Am vrut să spun ceva despre Rusia. Îmi cer scuze că întrerup, dar este foarte important. Deci, la un moment dat s-a întrebat aici peste tot și eu m-am întrebat de vreo zi sau două, trei zile de când am auzit această știre îngrozitoare despre un nou război mondial care pare să se fi declanșat în Israel. Pe X există o grămadă de comentarii care spun ceva de genul următor. Când rușii au invadat Crimea, în mod cu totul și cu totul convenabil, în mod cu totul și cu totul foarte potrivit, s-a declanșat războiul foarte, foarte urât din Israel, din Siria, unde nu s-a știut aproape niciodată cine anume s-a bătut cu cine, cine a susținut, de exemplu, puterea din Siria, cine a susținut opoziția, dacă au fost rușii, dacă au fost americanii, etc. S-a văzut însă că au fost 6 milioane de refugiați din Siria. Și sub impactul acestui război, raptul teritorial săvârșit de ruși asupra peninsulei Crimeea a trecut treptat sub tăcere. Atât de mult a trecut sub tăcere, încât la un moment dat toată lumea era super bucuroasă să facă afaceri cu rușii. Eu vă reamintesc un episod absolut penibil care s-a întâmplat înainte de pandemie. Un oraș din Olanda, care se numește Groningen, a fost nevoit să își schimbe aproape în totalitate podurile acelea mișcătoare, da? Mobile, da. În așa fel încât să poată să intre și după aceea să plece un iaht cumpărat de un oligarh sau mai multe, rus. După care, bineînțeles că ce s-a întâmplat, au fost înghețate, ce să vezi, toate aceste avere ale oligarhilor prin Olanda, Germania și așa mai departe. Acum, când se întâmplă ce se întâmplă în Ucraina, când toată Europa, toată America se așteaptă ca acea minunată contraofensivă a lui Zelenski să aducă victoria totală contra Rusiei, ceea ce, este mai mult decât distopie. Iată că se întâmplă nenorocirea din Israel și treptat, conflictul din Rusia cu Ucraina se va îngheța. Ăștia de pe X, mai ales americanii, spun că dacă se va concentra atenția Americii către Israel, în 2 săptămâni de zile, tot acest război se termină. Pentru că nu mai are cu ce să-l continue Ucraina. Nu mai are cu ce ajunge la Ucraina imediat. Vreau să vă mai citesc câteva fraze dintr-un comentariu excepțional publicat de agenția France Press. E o amplă analiză, mai degrabă, din care aflăm că Israelul a ordonat astăzi sistarea imediată a aprovizionării cu apă, a fâșiei Gaza în cadrul unui asediu total al teritoriului controlat de Hamas. Voilà. Urmarea apare scrisă, Israelul va lansa cea mai mare operațiune combinată aeriană, terestră, maritimă, spațială din istorie în fâșia Gaza, susține pe X John Spencer, expert la Modern War Institute al Academiei Americane West Point. Loviturile vor viza mai întâi centrele de comandă ale Hamas și trupele sale, tirurile vor veni din toate părțile, în paralel armata se va pregăti să intre în Gaza, anticipează la rândul său Alexander Greenberg de la Institutul pentru Securitate și Strategie din Ierusalim. Ori gherila urbană, scrie France Press, impune lupte cor la cor, cu vizibilitate redusă, capcane multiple, făcând dificilă deosebirea între civili și militari, iar blindatele aproape inutilizabile.
Andrew Geller, fost ofițer britanic în prezent analist pentru societatea de informații private James, descrie un câmp de luptă de 360 de grade unde amenințarea e peste tot, de la canalizare la acoperișuri, subsoluri și tavane false. Securizarea fiecărei clădiri, potențială capcană, înseamnă mobilizarea geniștilor, desfășurarea de scări, frânghii și explozibili și totul posibil sub tiruri, eventual în întuneric, explică el. Există riscuri inerente de tiruri fratricide legate de dispersarea și mobilitatea combatanților și, cum arată de un secol numeroase conflicte, utilizarea artileriei poate înrăutăți lucrurile când dărâmăturile devin o acoperire, explică el. Atenție! Circa 2,3 milioane de palestinieni trăiesc în Gaza, sub blocada israeliană din 2007. O rețea de străduțe strâmte suprapopulate, care trec pe deasupra unei intense rețele de tuneluri supranumite de armata israeliană, metroul din Gaza. Sute de tuneluri au fost săpate sub frontiera de 14 km dintre Gaza și Sinaiul egiptean pentru a permite să circule combatanți, arme și alte bunuri de contrabandă. Multe între timp au fost distruse, dar din 2014, iarăși atenție, Hamas a săpat căi subterane chiar pe propriul teritoriu. Combatanții instalați până la o adâncime de 30-40 de metri circulă pe acolo fără a putea fi loviți. Baterii de lansatoare de rachete ascunse la câțiva metri adâncime pot fi scoase printr-un sistem de trape pentru a trage și a dispărea din nou. Armata israeliană le-a bombardat intens în 2021, dar dacă o parte din această rețea este fără îndoială cunoscută, altele au rămas secrete și vor complica operațiunile, notează France Press. Deci, atenție, așa cum spune și analiștii, toată lumea știe că va fi o luptă îndelungată și dificilă, cu multe pierderi. Deci ceea ce urmează și de o parte și de se desfășoară pe un teren extrem de complicat, într-un context extraordinar de complicat și unde și uite, așa apărea... fâșia Gaza devine un teritoriu ocupat al israelienilor. Și aici ne întoarcem puțin la chestiunea... Pe lângă cei 80% pe care l-au în posesie, dependență și colonizat ca până acum. Tu spui că vor captura, practic, și ce, ce mirare! Vai, nu ne așteptam asta la ce se întâmplă și la ce s-a întâmplat. Eu mă tem de răzbunarea armatei israeliene, dar nu atât de îndelungat cât spune Franz Pes, însă și spun asta pentru că există o motivație economică și socială pentru care nu se va duce până la capăt chestiunea asta. Sunt acolo 3 milioane de palestinieni. Se pare că sute de mii de oameni lucrează în Israel. Lucrează în tot felul de joburi, mai ales în construcții. Și Israel, la fel ca și în România, suferă de pe urma forței de muncă, penuriei de forță de muncă. Câtă vreme va fi nevoie de forță de muncă pe care să o recruteze de acolo, probabil că această distrugere totală, probabil că acest război de uzură, de gherilă, nu va dura foarte mult. Însă sunt absolut convins că de acolo vor ieși niște tragedii și niște drame absolut cumplite și care vor putea, între ghilimele, să fie ulterior utilizate de rețelele de socializare, de mass media care apasă pe butonul emoțional. Nu uitați ce s-a întâmplat cu Siria. S-a spus că a fost atac cu gaz sarin. Da? Da. Și s-au arătat atât de multe imagini la TV încât lumea a avut impresia că chiar este vorba despre un atac cu gaz sarin, după care la distanță de vreo 4 luni de zile s-a ajuns la concluzia că nici vorba de așa ceva. Gigi Pipera, dar emoția a rămas. Să facem un scurt intermezzo. La telefon este Varujan Vosganian, președintele Uniunii Armenilor din România. Bună seara, Varujan! Bună seara! Astăzi a fost un meeting în fața Palatului Victoria în care armenii din România și-au arătat solidaritatea cu refugiații din zona Nagorno-Karabakh. Dar dincolo de acest lucru înțeleg că asistăm în politica din România la, caut un eufemism, pe ceva care să nu fie foarte dur, la, hai să zicem, un moment de inadecvare a politicii românești în raport cu ceea ce s-a întâmplat în Nagorno-Karabakh în urmă cu câteva zile. Despre ce e vorba? Am aflat joi, cu totul surprinzător, că în Camera Deputaților, la birou permanent, s-a aprobat invitarea în România a președintei Parlamentului din Azerbaidjan. Noi am rămas șocați, pur și simplu, în situația în care suntem cu sensibilizarea opiniei publice și, practic,
cu purificarea etnică de acolo. Pentru că, potrivit dreptului internațional, dislocarea unui grup etnic prin intimidare sau prin forță e purificare etnică și e crimă împotriva umanității, lucru care e limpede. Acolo, practic, în Nagorno-Karabakh n-au mai rămas armeni, din cei 120.000 care locuiau, după 9 luni de blocadă în care au fost izolați și n-au putut să aibă acces la medicamente, la alimente și la energie, sub ochii, trebuie să o spunem, indiferente Uniunii Europene. În urma agresiunii armate a Azerbaidjanului, populația de acolo, de teama unor represalii, practic a plecat și a lăsat totul gol. Când vă uitați la fotografiile orașului Stepanakert acum, este un oraș gol, cu ușile și ferestre vraiște, cu cărucioare de copii abandonate în centrul orașului și cu câini fără stăpân. E bine, în condițiile astea, România a ales să invite pe președinta Parlamentului Azer. Ceea ce este și mai straniu e că această vizită a fost aprobată la nivelul cel mai înalt. Vizită la președinte, vizită la prim-ministru, la președintele Senatului și la președintele Camerei. Ceea ce poate la Nancy Pelosi să se fi întâmplat până acum la un președinte de Camera Deputaților. Noi am intrat imediat în alertă, am protestat. În urma protestelor noastre, președintele a renunțat să mai primească la Palatul Cotroceni pe președinta Parlamentului, dar invitația a rămas. Și atunci noi am ales să mergem luni, astăzi, în fața Palatului Victoria și să-i aducem aminte lui Marcel Ciolacu că o să primească reprezentanta unui stat care este vinovat de crime împotriva umanității. Lucrurile s-au complicat și mai mult vineri. Pentru că vineri, după rezoluția dată de Parlamentul European, care sancționează sever Azerbaidjanul pentru tot ce a făcut, Parlamentul din Azerbaidjan a făcut o declarație care, de fapt, o insultă la adresa Parlamentului European, pe care îl acuză de toate cele, de anti-islamism, de intoleranță, de corupție, nici n-aș ști să vă spun toată lista de atribute, și acest Parlament este condus chiar de această femeie. E bine, România, membra Uniunii Europene, practic nu ia în seamă această atitudine ostilă a Azerbaidjanului față de Parlamentul European și totuși o invită. E ciudat, de partea cui se situează România, de fapt? Care sunt forțele care pun România în această situație de umilință și de sfidare, aș zice, la adresa comunității armene din România, care a avut 1000 de ani o conviețuire exemplară cu poporul român? Da, mulțumesc foarte mult, Varujan Vuzganian, pentru aceste detalii. Încă un moment, cum spuneam, vom detalia această situație în emisiunea de mâine seară, când ești invitat sub semnul întrebării. E jenantă politica externă. Da, asta vreau să spun. N-avem, deci nimeni nu știe stânga ce face. Amatorism, exact. Da, exact. Să nebunie, habar n-ai, să corelezi. Mâine are loc în România, domnilor, un eveniment... Va fi multă emoție, sunt absolut convins, vom asista. Vine domnul Volodymyr Zelensky în țara noastră. Emoție de ce? Păi nu, o să vedem. Eu cred că va fi multă emoție pe rețele de socializare. Multă emoție, toată lumea cu steagul Ucrainei în continuare. Deci va fi, așa cred eu că va fi multă emoție. Președintele ucrainean se va întâlni cu domnul Klaus Iohannis, vom avea declarații comune. România este, a spus președintele, ferm hotărâtă să susțină în continuare efortul Ucrainei de a rezista invadatorului rus. Prin urmare, vom avea, cum spuneam, un moment încărcat de emoție, de declarații, fotografii, sigur, cu tot ce trebuie. Eu însă vreau să contextualizăm în ce măsură, în momentul de față, Gigi Pipera, sprijinul și emoția pentru Ucraina mai cântăresc mai mult, de exemplu, decât ce se întâmplă în Israel și... Adică mă gândeam, mi-a spus, am vorbit cu un amic ieri, duminică seara, în Statele Unite ale Americii și îmi spunea că americanii sigur nu știu, mulți dintre ei, unde se află Kievul pe hartă. Dar Tel Aviv, Ierusalim, Israel, cu siguranță
cred că 8 din 10 americani știu să-ți arate unde este. Deci e multă emoție acum legată de Israel. În ce măsură bine, mai e valabilă? Mult mai grav este că americanii, și nu americanii de rând, ci americanii oficiali, establishmentul, nu știu în momentul de față ce s-a întâmplat cu cele 110 miliarde de dolari cu care a finanțat America, a finanțat Ucraina. Și mai mult decât atât, nu știu ce s-a putut întâmpla cu tot armamentul acela care fie nu e deloc inventariat, se folosește cum se folosește în războiul respectiv, fie este inventariat, dar este într-un fel sau altul confiscat de ruși ca urmare a diverselor bătălii pe care le-au câștigat. Ce se întâmplă cu acel armament? Rușii, chiar dacă nu se apucă să facă așa cum au fost acuzați, chiar într-un comunicat oficial al armatei ucrainiene, contrabandă cu armele confiscate de la ucrainiene, arme de proveniență americană, rușii vor face un lucru pe care îl știu foarte bine, îl știu mai bine decât chinezii. Chinezii, mă rog, l-au perfecționat la un moment dat. Tehnologia aceea care se numește reverse engineering. Adică o să vadă din componente, pur și simplu, desfăcând la toate elementele componente armamentul respectiv, cum e făcut, ca să poată să-l construiască mai bine după aceea ei. Bun. Ce s-a întâmplat în weekendul acesta, cu această nenorocire din Israel, este capacul care se pune pe o, cum să-i spun, pe o întreagă avalanșă de evenimente care au dus la slăbirea susținerii în Statele Unite și în Uniunea Europeană a entuziasmului susținerii acestui război contra Rusiei. Pentru că, pe de o parte, contraofensiva e clar că este un eșec catastrofal. Propaganda care a mințit luni de zile că o să fie un succes uriaș s-a făcut de râs. Dar mai grav este că în loc să, cum să-i spun, să se comporte rațional și să mulțumească acolo unde a fost vorba despre ajutor dezinteresat și necondiționat, domnul Zelenski a început să îi pălmuiască pur și simplu în față pe toți cei care l-au ajutat. Primul și cel mai deranjat a fost polonezul, care a fost și dat în judecată. Primul a fost britanicul, care și-a și dat demisia după aia. Ministrul de extern al Marii Britanii. N-am sesizat chestiunea asta, dar polonezul chiar a fost foarte ofuscat și a transmis o undă de șoc. S-a început cu Scholz la un moment dat, pe care s-a apunut cu ministrul de extern. Ministrul de extern al Marii Britanii, repet. Și când NATO-l opărât, Kremlul și teopărit, era, așa i-a spus Zelenski, la un moment dat, era al Germaniei. Din punctul ăsta de vedere, termin imediat, din punctul ăsta de vedere, declarațiile pe care le dă în ultima vreme domnul Ciolacu ca să arate el cât este de silitor ca elev al Uniunii Europene, cât este de bun ca elev silitor al Uniunii Europene, că România continuă, e singura care face chestiunea asta, să susțină necondiționat Ucraina, sunt greșite. Categoric că trebuie să susținem în continuare Ucraina. Nici nu se poate altfel, mai ales pentru că ne-am angajat în chestia asta de ani de zile. Dar nimeni nu mai spune că susține Ucraina necondiționat. De exemplu, Ungaria, Polonia și chiar și Bulgaria au avut decența, au avut, cum să-i spun, atenție, rațiunea pentru interesul național propriu de a spune cerealele ucrainiene nu mai circulă pe aici. Nu se mai importă, pur și simplu. Singurul canal în momentul de față pentru așa ceva este România. Și cine știe ce altceva mai acceptă România. Deci sprijinul acesta necondiționat trebuie ca de mâine încolo să devină un sprijin condiționat. Pentru că, și cu asta mă opresc, ce e important acum este ca, pe de o parte, Ucraina să-și poată acoperi rănile, să-și poată plânge morții, dar Ucraina să poată să fie reconstruită. Probabil că vor fi 25-30 de ani de reconstrucție a Ucrainei și, din punctul acesta de vedere, România ar trebui să-și asume un rol foarte important, dacă chiar vrea să sprijine Ucraina, în reconstrucția Ucrainei, pentru că suntem cu granița comună cea mai lungă din toată Europa. Și ar fi absolut stupid ca și acest lucru să fie, din punctul de vedere al politicii externe, de care spuneai că este stupidă, să fie ratată. Sunt astfel de momente, pare rău, asta e situația. Liviu, dacă ai fi mâine față în față la o conferință de presă la care domnul Zelenski ar fi dispus să și răspunde la întrebări, l-ai întrebat ceva pe domnul Zelenski?
Sigur, dacă aș vrea să fac pe Navalny, de exemplu, pentru domnul Zelenski, aș arăta toate vilele pe care le-are cumpărate în toată lumea. Cine, Zelenski? Și bișteriile doamnei, dar nu sunt în poziția să fiu jurnalistul ăla nebun, care, după care se aruncă cu papucul, sau invers, ci aș vrea să spun că, de fapt, Zelenski are la ora asta 80% în electoratul ucrainian vina pentru corupția din țară. E un lider care, după părerea mea, e în apusul războiului său. Iată că a început un alt război, în care altcineva va fi vedeta, nu va mai fi el. O părerea mea, Zelenski vine și la noi la spartul târgului, unde politica noastră externă este subcontractată. Noi nu avem o politică personală a României. Nu. Noi spunem ce face în alta poartă. Dacă regimul Biden se schimbă mâine și vin republicanii și zicem invers, zicem și noi invers. Cam asta e. Chiar așa este. Chiar așa e. Nu. Dacă vine DeSantis mâine și spune... Dacă Trump vine la putere în Statele Unite ale Americii și politica se schimbă, la mod, domne, asta e gata, să facă pace. O dăm imediat. Chiar crezi că suntem așa? Da. Asta va fi imediat. Era o vorbă pe... Nu va fi niciun fel de... Robert, era o vorbă pe holurile Consiliului Europei. Când venea ministrul de externe și era o reuniune pe hol a ministrilor de externe din Europa, de est și centrală, spuneau 6, stai puțin că vin românii. Să schimbăm subiectul. De ce? Pentru că aflau americanii în minutul 2 de la ministrul nostru de externe. Asta de unde știu? Nu, știu, de pe holuri, de acolo. De pe holuri, da. De acolo, da. Deci noi suntem vestiți în arhitectura asta a politicii externe europene ca fiind majordomii, intendența Statelor Unite. Deci dacă Statele Unite... Ești răutăcios. Dar se vede asta pe ecranul nostru. Da. Noi nu avem o elită care să conteste genul ăsta de politică externă. Aia da, nu avem o elită și o presă care să fie critică la adresa politicii externe americane într-un echilibru geopolitic european. Nu avem. Noi, pentru noi, PCR-ul este SUA. Mulțumesc foarte mult, Gheorghe Piperea, mulțumesc mult, Liviu Mihaiu. Doamnelor și domnilor, rămâneți cu Metropola TV. Invitat în emisiunea lui Mădălin Ionescu este generalul Alexandru Grumaz, care a făcut astăzi o analiză excepțională în ziarul Evenimentul Zilei în legătură cu evenimentele din Israel. Probabil că vor fi detalii oferite de generalul Grumaz și în emisiunea lui Mădălin Ionescu și în emisiune vine și doamna Monica Tatoiu. Așadar, de la orele 21, Mădălin Ionescu Show pe Metropola TV. Noi ne vedem mâine de la orele 20 la o nouă ediție emisiunii sub semnul întrebării. Noapte liniștită să avem!